Amendată cu 2 milioane de euro, compania Blue Air susține că președintele ANPC ar fi cerut 10-20% din sumă pentru stresul comisarilor, iar directorul autorității ar fi indicat ce fel de ceasuri scumpe îi plac. Cei vizați resping acuzațiile și spun că Blue Air vrea să iasă de pe piață. Forțați de ratele tot mai mari la credite, mii de români au cerut băncilor trecerea de la indicele ROBOR la IRCC. Alții își refinanțează creditele cu dobândă fixă. Și canicula din Europa a făcut sute de victime și a provocat incendii de vegetație. Francezii vorbesc despre o căldură apocaliptică. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Polițiștii din Prahova au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul morții unui turist portughez lovit de trăsnet în munții Bucegi. Responsabilii vor să afle dacă tragedia putea fi evitată, mai ales că avertizările meteo anunțau vreme rea. Salvatorii montani spun că cei care au organizat plimbarea de o zi pe munte ar fi trebuit să țină cont de aceste avertismente și să amâne excursia. Portughezul, care și-a pierdut viața în aceste condiții tragice, avea 35 de ani. Alo! Băi! Coarda pe lângă coarda cealaltă. Deci cu o mână țină lângă ea și cu o altă poți să ții mai departe. Aceste imagini surprind efortul depus de salvamontiști pentru a recupera trupul turistului portughez. Bărbatul a fost lovit de trăsnet în munții Bucegi, pe un traseu de pe creasta Bucșoiului. Făcea parte dintr-un grup mai mare de români și străini, condus de un ghid român. Vremea s-a schimbat brusc și au apărut nori amenințători, urmați de tunete și fulgere. Oamenii nu au avut unde să se adăpostească. Primul trăsnet a căzut foarte aproape de ei, după care a urmat al doilea, care l-a ucis pe portughez. Pericolul putea fi evitat, spun salvamontiștii, pentru că în zonă era în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată. Dacă se informau despre condițiile meteorologice și luau decizia corectă, poate nu s-ar fi întâmplat acest lucru. S-a anunțat pe toate site-urile de meteorologie că va fi furtună în Bucegi. El, am înțeles că a rămas ultimul în grup, în spatele lui mai era încă un grup și se pare că nu l-a luat pe cel mai înalt, fulgerul l-a luat pe el. L-a lovit undeva în zona capului, după care a căzut în prăpastie 100 de metri. După 10 ore de efort, salvamontiștii au reușit să coboare victima și să o predea medicilor legiști pentru autopsie. Conform legii, printre atribuțiile ghidului montan se numără și asigurarea securității grupului pe care îl conduce. Un ghid montan trebuie să se gândească că el trebuie să-l aducă pe omul acela înapoi acasă, cel puțin la fel de bine cum l-a luat de acasă. Practic, de-aia un om alege să meargă pe munte împreună cu un ghid montan. Eu nu aș fi amânat-o, pentru că nu numai că era emis cod de vreme rea, dar prognoza meteo se știa. Acum, polițiștii au deschis o anchetă penală în cazul morții turistului portughez. În cauză, polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Pentru drumeția care i-a adus moartea, turistul portughez a plătit aproape 200 de lei. Potrivit celor care i-au găsit trupul, el era echipat corespunzător. Compania Blue Air, amendată de Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor cu 2 milioane de euro din pricina zborurilor anulate, va ataca în instanță sancțiune record. Reprezentanții companiei aeriene îl acuză pe președintele ANPC că a cerut mai mult sau mai puțin voalat 10-20% din valoarea amenzii pentru stresul comisarilor. Iar directorul agenției le-ar fi spus în discuții ce ceasuri scumpe îi plac. Președintele ANPC a respins acuzațiile. Susține că Blue Air își pregătește ieșirea de pe piață și se teme că oamenii nu-și vor mai primi despăgubirile pentru zborurile pierdute. Reprezentanții companiei au refuzat să comenteze acuzația că ar plănui retragerea de pe piață. Transportatorul aerian cu capital privat românesc Blue Air devalează cu argumente tentativa de abuz în serviciu a ANPC și asigură pe controlori că nu e dispusă nici să dea ceasuri, nici procente din suma de amendă ca să scape de amendă, nici să accepte procese verbale făcute pe genunchi. Acestea sunt primele rânduri din comunicatul oficial emis de compania Blue Air, amendată cu cea mai mare sumă dată vreodată de ANPC, 2 milioane de euro. În plus, i s-a interzis să pună în vânzare oferte pe care nu le poate onora. În replică, reprezentanții companiei acuză de discriminare Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor, care ar fi emis un proces verbal ilegal cu amenda record. Arată într-un comunicat și faptul că au fost răspândite informații false, pentru că nu ar fi compania cu cele mai multe zboruri anulate. În consecință, au anunțat că vor contesta amenda în instanță. Mai mult, la punctul 4, președintele ANPC, Horia Constantinescu, este acuzat că ar fi pretins un procent cuprins între 10 și 20% din suma amenzii, pentru stresul la care sunt supuși comisarii din cauza plângerilor de la pasagerii care au avut zborurile anulate.
Nu am cerut bani, dar da, colegii mei, la o încărcătură de lucru mult prea mare în raport cu un operator economic ce nu pare că își dorește sau nu părea că își dorește nici la momentul acela, nici acum, găsirea de soluții adevărate, ci doar de tergiversare, mi se pare că acest cancan lansat pe piață este la nivelul activității, pregătirii profesionale a domniei sale și reflectă caracterul unei persoane ce poate arunca în piață astfel de gogomânii. Președintele ANPC susține că Blue Air a luat în calcul și ieșirea de pe piață până la finalul anului și nu crede că pasagerii păgubiți își vor mai lua banii. Cred că indiferent de sancțiunea aplicată sau nu de noi, acest operator economic ar fi ieșit de pe piață. Noi ne-am dorit, așa cum spunea și domnul director general, să putem emite ordinul de încetare a acestui tip de practică comercială incorrectă. Din informațiile noastre, deja există pregătită o plasă de siguranță, o altă companie ce are deja autorizație de a efectua zboruri și ce ar urma să preia partea pozitivă din activitatea Blue Air. Tot în comunicatul oficial, reprezentanții companiei aeriene acuză că directorul general ANPC, domnul Paul Silviu Angel, ne indică în discuțiile oficiale avute ce fel de ceasuri scumpe îi plac. Era fost exista discuția la masa respectivă unde, repet, cred că erau 10 persoane, potrivit căreia i s-a zis, domnule, dar de ce nu vindeți ceva, de ce nu vă vindeți ceasul de la mână dacă vreți să dați, dacă sunteți atât de deschiși. Nu port ceas, asta ca să știți, nu port alte bijuterii, nici măcar verigheta n-am purtat-o. Eu nu am înregistrat absolut deloc, nu mi s-a părea normal sau nici nu m-am gândit vreodată cu astfel de discuții avută în prezența mai multor colegi, în prezența unui operator economic. Înregistrarea într-o autoritate a unui funcționar public constituie infracțiune. Comisarii ANPC au verificat compania aeriană în perioada 30 aprilie 2021-30 aprilie 2022, când operatorul economic a anulat peste 11.200 de zboruri, adică echivalentul la 178.000 de rezervări în valoare de 13 milioane de euro. Blue Air ar fi trebuit să restituie banii încasați pentru zborurile anulate în termen de 10 zile de la primirea procesului verbal și să despăgubească consumatorii cu valori cuprinse între 1.000 și 1.400 de lei. ANPC susține că va verifica și alte companii aeriene, ca Wizz Air sau Ryanair, dar acestea nu pot fi amendate, întrucât nu au sediile pe teritoriul României, la fel cum se întâmplă în cazul Blue Air. Comisarii vor înștiința însă autoritățile europene competente dacă sunt derapaje. Astfel de companii low cost sunt căutate de mulți români, pentru că doar în acest fel își pot permite un zbor în străinătate. Săptămâna a început rău pentru unii turiști aflați în vacanță în sudul litoralului. Steagul roșu a fluturat încă de dimineață și scăldatul a fost strict interzis. Însă toți au găsit mai mulți inconștienți care au ignorat avertismentele, spun cei care îi veghează. 15 oameni au fost salvați de la NEC doar în Costinești. Rămâi pe loc! Capul sus! Prinde-te de tub! În spate! Așa! Hai! Pe plajele din Eforie Nord, unii nu au ținut cont de avertismentele salvamarilor. Marea este foarte agitată și vântul suflă cu putere. Primul rând de șezlonguri a fost deja mutat, iar turiștii care făceau plajă aici cu cearșaful au fost nevoiți să plece, pentru că marea a înaintat foarte mult. În Marea Furioasă, viața oricui este în primejdie, din pricina curenților puternici. După cum vedeți, marea este foarte agitată datorită furtunii în larg. Dacă vedeți orizontul, pe orizont se vede ca un fierăstrău. Alea sunt valurile foarte mari din larg care vin către mal. Salvamarii i-au adus la mal pe cei aflați în pericol de NEC. Am intervenit cu schijeturile, noi, eu și cu colegii mei. O intervenție destul de dificilă din cauza valurilor din larg. Erau două persoane, s-a terminat cu bine. Unii turiști au încercat un compromis. Au venit de acasă cu un colac special de salvare. Este un ajutător în caz de te parichezi. Ăsta te ajută foarte mult. Are aici o butelie de gaz. Trebuie să desface, tragi de el, să umflă instantaneu singur. De ce ați intrat cu el în apă? De la valurile astea nu se știe dacă te panichezi, îți vine un val în față. Alții, în schimb, se bazează pe faptul că știu să înnoate. Ați făcut baie în mare astăzi? Am făcut. Și la Neptun. Și nu vă e teamă? Nu. Știți să înnotați bine? Știu. Am făcut sport 15 ani. Nici la Costinești, salvamarii nu au avut timp de odihnă. Au intervenit în continuu și au scos din apă oamenii sleiți de putere. Am avut peste 15 intervenții, unele mai ușoare, unele puțin mai grele și am avut steag roșu. Fiind valurile foarte mari,
curenți foarte puternici duc înspre larg totodată. Îți vine foarte greu să înnoți contra curentului. Ei neștiind așa ceva, neștiind cum să iasă afară pe asemenea curenți, se panichează și de la panică până la nec este foarte puțin. Pe plaja dintre Neptun și Mangalia, salvamarii au scos din apă 3 persoane, printre care și un copil. Steagul roșu a fost arborat în toate stațiunile din sudul litoralului. Un șofer care a avut asigurare auto obligatorie la o companie care a dat faliment s-a trezit implicat într-un accident pe care nu l-a comis. Iar autoritățile statului plătite din RCA ca să rezolve astfel de probleme l-au trimis inițial la plimbare. Ce a descoperit inspectorul Pro, vedeți imediat. Cresc rapid ratele românilor calculate în funcție de robor. Indicele face un nou salt și ajunge la 7,14%, un maxim al ultimilor 12 ani. Față de începutul anului este dublu, iar asta înseamnă creșteri de rate și cu 70% în doar 6 luni. 9.000 de români au cerut deja schimbarea modului în care se calculează dobânda, au trecut de la robor la IRCC, indice care este acum la 2,65%. Alții au ales refinanțarea creditelor cu dobândă fixă. În nici 7 luni, indicele robor la 3 luni, folosit la calcularea dobânzilor la credite, a făcut un salt spectaculos. Dacă la început de ianuarie era la 3% pe an, acum este mai mult decât dublu. A ajuns la 7,14%. De exemplu, la un credit ipotecar de 250.000 de lei, adică 50.000 de euro, rata este cu aproape 1.000 de lei mai mare față de acum un an. În loc de 1.342 de lei cât plătea vara trecută, cel împrumutat are acum de achitat o rată de 2.313 lei, cu 72% mai mare. Specialiștii spun că atâta vreme cât inflația crește și dobânzile se măresc. Până la sfârșitul anului va tot crește. Cea mai bună soluție este în continuare refinanțarea pe dobândă fixă, pentru că în continuare sunt dobânzi fixe sub robor de 6%. Dacă nu reușești să faci refinanțare, trecerea la IRCC îți asigură rate mai mici instant. Dacă refinanțarea creditului la altă bancă poate însemna costuri de câteva mii de lei, trecerea de la robor la IRCC este gratuită. IRCC este indicele folosit pentru toate creditele acordate după mai 2019 și este actualizat trimestrial în funcție de tranzacțiile dintre bănci făcute în urmă cu 6 luni. Tot timpul IRCC-ul va fi mai mic decât roborul, va fi o diferență între 0,5 și 1% față de robor. E adevărat că putem avea o perioadă scurtă, un trimestru, maxim două trimestre, în momentul în care roborul va scădea, atunci IRCC-ul venind din urmă, după 6 luni, e posibil să fie o perioadă un picuț mai mare decât roborul, dar e doar o perioadă foarte scurtă. În rest, mereu, IRCC-ul va fi sub robor. 9.000 de români au cerut deja trecerea de la robor la IRCC. Puteți face această schimbare printr-o cerere în scris adresată băncii, iar răspunsul ar trebui să vină în maximum 30 de zile. Odată ce veți primi acceptul băncii, atunci veți încheia un act adițional cu o nouă dobândă și cu un nou grafic de rambursare. Trebuie să știți că odată ce ați trecut la IRCC, nu vă veți putea întoarce la robor. În luna iulie avem decât 12 zile lucrătoare, am avut o avalanșă de 2000 de cereri. Până la sfârșitul acestei luni vom depăși 10.000 de cereri. De la 1 iulie și până la 1 octombrie, IRCC este 2,65%, apoi va crește la peste 4%. De exemplu, o persoană care plătea o rată de 1304 lei vara trecută achită acum cu 200 de lei în plus. Oricum, rata este cu 800 de lei mai mică față de cea raportată la robor. Dacă nu vă înțelegeți cu banca, puteți apela la Centrul de Soluționare a Litigiilor din domeniul bancar pentru consiliere gratuită. În ultimă instanță, poate fi cerută și amânarea ratelor, care aduce însă costuri în plus pentru datornici. Zeci de mii de oameni iau cu asalt centrele fixe de recenzare din toată țara. Pentru că mai au la dispoziție doar o săptămână, vor fi deschise și alte puncte. Lipsa de recenzori este o problemă uriașă, dar din fericire, în sprijinul autorităților, au sărit sute de tineri voluntari. Vor lucra o săptămână gratis în locul celor care nu au dorit nici cu bani să colecteze datele. Școala 206, Andreea Liș. Este cineva care dorește la școala 206? În prima zi a săptămânii alocate suplimentar recensământului, 70 de recenzori voluntari și-au dat întâlnire la primăria unui sector din București. După un scurt instructaj, au plecat cu tabletele de recenzare spre centrele în care au fost repartizați. Este o nevoie foarte mare să facem acest lucru. Sunt foarte multe persoane în vârstă. Trebuie să încercăm să ajutăm populația. Alegem să stăm 8 ore sau 12 ore. Ne-am confruntat și noi și familia mea. N-am fost recenzați, adică n-a venit nimeni și m-am gândit, hai să fac chestia asta, ajut.
centrele fixe din țară sunt arhipline. Blocul este reabilitat termic? Până în 60 e făcut blocul. Ok, deci nu este. În timpul Gheorghe, deci. Punctele fixe de recenzare au fost amenajate în cinematografe, mall-uri, sedii ale primăriilor sau ale direcțiilor de statistică din țară. În București vor fi deschise primele centre și în 7 stații de metrou, deocamdată doar în sectorul 6. Cetățenii care vor veni să se recenzeze în stațiile de metrou nu vor avea nevoie să-și cumpere cartele, pentru că această recenzare se va face în holul dinaintea turnicheților și nu va afecta nici accesul către metrou. Sunt împrăștiate în tot sectorul 6, atât în drumul Taberei, cât și în zona Politehnicii, Lujerului, Gorjului. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, la nivel național, rata de recenzare a populației este de 85,7%. Bucureștiul se află pe ultimul loc la categoria orașe, cu un procent de 59%. Peste 14% din populația României nu este încă recenzată, iar cei care refuză să furnizeze datele pentru recensământ, în condițiile în care sunt căutați acasă de către recenzori, vor fi amendați cu sume de până la 3.000 de lei. Șofer, verificați cu atenție poliția de răspundere civil auto, mai ales dacă în trecut ați fost client City Insurance. Neregulile ies la iveală după falimentul societății și unele ating limita infracționalului. Inspectorul Pro vă prezintă pățania unui client care s-a chinuit o jumătate de an să-și demonstreze nevinovăția într-un accident rutier pe care nu l-a comis. Cazul s-a plimbat rând pe rând între Autoritatea pentru Supraveghere Financiară și Fondul de Garantare a Asiguraților, până ce ambele instituții au fost nevoite să recunoască eroarea. Mihai a sesizat neregulile anul trecut în plin scandal al prăbușirii City Insurance. Era asigurat la această firmă și a cerut oferte noi de la jucătorii serioși de pe piață. L-a mirat diferența de plată mult peste previziunile sale. A descoperit că polița i-a fost recalculată ca și când ar fi avut un accident în trecut. Știind că n-a fost implicat în niciun eveniment, a cerut informații de la Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, pe scurt BAR. Mi s-a recomandat să întreb la BAR, să-mi dea un certificat de daunalitate în care sunt cuprinse toate problemele tale, gen toate polițele și dosarele tale deschise. Surpriză, în 2020 aveam două dosare deschise, plătite în 2021 și din cauza asta în 2022 am fost retrogradat și am trecut la preț mai mare. Aceste două dosare de daună, care au fost imputate pe nedrept, l-au retrogradat de la clasa bonus-malus B8 la B6. Bonus-malus este sistemul reglementat de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, care stabilește reducerile și majorările primelor plătite de asigurați. Asta în funcție de daunele pe care le-au produs în anul anterior. De exemplu, B8 se acordă celor care timp de 8 ani nu au avut accidente rutiere, caz în care reducerea la asigurare poate merge până la 50%. Dintr-o dată eu aveam polițe deja trecute în B6 cu daună plătită, nu m-a întrebat nimeni nimic. Cum de la BAR nu a primit detalii privind cele două dosare de daună, a cerut explicații la City. A trimis un mail pentru clarificarea situației. Era noiembrie 2021. Niciun răspuns. Telefonic, șoferul a cerut apoi ajutorul Autorității pentru Supraveghere Financiară, pe scurt ASF. Aici a intrat în lanțul birocratic specific a autorităților române. De la ASF a fost redirecționat către FGA, adică Fondul de Garantare a Asiguraților, unde a făcut o sesizare pe mail pe 26 noiembrie. Cum nu a primit nici măcar un număr de înregistrare, a revenit pe 14 decembrie. Tot nimic. Încă un mail pe 14 ianuarie și un altul în aprilie. Răspunsul a venit în mai, după 6 luni. Atunci s-a spus că FGA nu poate rezolva situațiile de acest gen și că trebuie să se adreseze lichidatorului care se ocupă de falimentul City. Am trimis acolo mail, cred că a mai durat o săptămână și am primit un răspuns, dar la mailul inițial, din noiembrie 2021. Ați primit în mai? Da, în care mi s-a descris faptul că a fost o eroare, descrierea unui accident în Caraș Severin, cu 3 mașini în Caraș Severin, deci 2 dosare. Unul a intrat în al doilea și al doilea a ricoșat în al treilea. Pe polița mea s-au reparat cele 2 mașini, nu a văzut nimeni de la City că cu o descriere Caraș Severin, 3 mașini, vinovat e cineva din Ilfov. Cazul a fost catalogat drept o eroare după 6 luni, timp în care Mihai a plătit noua poliță cu prețul mărit. Echipa de la Inspectorul Pro a cerut explicații lichidatorului judiciar al lui City. Ni s-a spus că între polița șoferului cu adevărat vinovat și cea a celui nevinovat este o diferență de o cifră care lipsește și că datele au fost introduse de un inspector, iar dosarul a trecut prin mai multe verificări până ce au fost plătite daunele. Acolo au existat o eroare care a fost putut fi corectată doar atunci când noi, în calitate de lichidator, am preluat acest atribut și am avut acces direct în această bază de date.
N-aș ști să vă spun exact care erau standardele lor sau cât de bine verificau aceste aspecte. Această problemă ar fi trebuit rezolvată de Fondul de Garantare a Asiguraților în maximum 30 de zile. Am verificat cu Fondul de Garantare, înțeleg că eroarea s-a reparat. După 6 luni. În mod normal n-ar trebui să ne întâlnim cu asemenea situație și nu ar trebui să dureze luni de zile repararea unei erori. Probabil undeva a fost o scăpare. După sesizarea noastră, a pornit o anchetă internă la FGA pentru a se stabili de ce omul a fost ignorat atâtea luni. Concluzia e următoarea. Angajații au fost depășiți de volumul mare de probleme reclamate de foștii asigurați la City. Într-un final, problema lui Mihai a fost rezolvată, iar acum așteaptă ca noul asigurător să-i restituie diferența de plată. Ce ar trebui să facă un șofer într-o astfel de situație, când vede că nu primește niciun răspuns de la nicio autoritate? Nu pot să vorbesc în numele altor autorități, dar de la ASF va primi sigur răspuns în termenul maxim legal de 30 de zile. Dacă vă regăsiți într-un astfel de caz, faceți sesizările în scris și nu prin telefon. Asigurați-vă că primiți număr de înregistrare, ca să aveți dovezi în cazul în care nu vi se rezolvă problema. Plecați de la premiza că oricine se poate afla la un moment dat în situația șoferului nostru, pentru că în România sunt 7 milioane de proprietari de autoturisme și aproape jumătate erau anul trecut asigurați la City. Verificați de asemenea cu mare atenție toate datele de pe noua poliță, iar dacă aveți dubii, cereți online un certificat de daune din AIDA, singura bază de date cu toate RCA-urile încheiate la noi în țară. De curând a fost lansată și o aplicație AIDA.info, poate fi folosită atât pe iPhone cât și pe telefoanele cu Android. Șoferii își pot face cont, încarcă documentele necesare, actul de identitate și talonul de înmatriculare și trec printr-un scurt proces de verificare. Eu mi-am făcut cont, a durat în jur de 3-4 minute. După ce faci cont, poți obține un certificat de daunalitate. Noi vom face o simulare. Acest certificat îți arată încadrarea în clasa bonus-malus, dar și daunele înregistrate în ultimii 5 ani de asigurare. Documentul este util și atunci când cumperi sau vinzi o mașină, poate fi folosit și de românii din străinătate la eliberarea de noi polițe. Certificatul poate fi eliberat în română sau în engleză. Iar noutățile nu se opresc aici. Peste 3 luni ar trebui să putem încheia electronic și constatările amiabile. Totul se va face direct pe telefon, printr-o altă aplicație. Acolo vom putea încărca documentele necesare și pozele cu accidentele nedorite. Sistemul este în prezent în testare la Biroul Asigurătorilor din România. Pentru ca fermierii să nu ajungă în situația limită în care să-și sacrifice animalele în lipsa furajelor, politicienii au un calcul în ultimul ceas să le acorde ajutoare de stat. Este încă o măsură de criză dictată de secetă și ar putea fi implementată la rectificarea bugetară din luna august. Acest lan trebuia să aibă în jur de 2 metri, acum are puțin peste 1 metru și rod absolut deloc. Poate fi folosit ca hrană pentru animale? Într-o săptămână va fi complet uscat și nu va mai avea un aport deloc. O hartă a Comisiei Europene arată cât de rău a lovit seceta în Europa. Jumătate din teritoriu este afectat de lipsa de precipitații, iar 11%, acolo unde culturile sunt în mare pericol, sunt în stare de alertă. România este și ea pe această hartă. Iată cum stau lucrurile în județul Vrancea. Dacă la culturile de toamnă, respectiv grâu, orz, ovăz, avem calamitate în jur de 90% din culturi, de pe o suprafață de peste 95% din cea cultivată, la culturile de toamnă ne apropiem de 100% și ca suprafață și ca grad de calamitate. Cei din Ministerul Agriculturii centralizează deocamdată datele din teren. Ministrul Petre Daia a anunțat săptămâna trecută că fermierii își pot lua sub formă de credit subvenția pe 3 ani, dar colegii săi de partid militează și pentru acordarea unor sume sub formă de ajutoare de stat. În zonele unde sunt irigații nu este problemă de secetă. Acum, anumiți miniștri ar trebui să răspundă de ce nu în PNRR n-avem prins niciun metru de irigații. Liderii PSD din județele afectate spun că banii i-ar ajuta pe fermieri să își însămânțeze culturile de toamnă. România marchează un nou succes răsunător la Olimpiadele Internaționale. Elevii români au obținut locul 2 în lume și primul în Europa la Olimpiada Internațională de Fizică, care anul acesta a fost organizată online de Elveția. Cei 5 elevi români, unul din Timișoara, ceilalți din București, au câștigat 4 medalii de aur și una de argint. Pe primul loc în lume s-a clasat China cu 5 medalii de aur.
Fără sâmburi, cum ies galben sau coajă neagră, vedetele sezonului pepenii au ajuns pe tarabe. Fermierii cultivă soiuri mai multe pe lângă cel mai răspândit cu miezul roșu aprins. Facem calcule în câteva momente. Îmbolnăvirile cu coronavirus au explodat pe insula Tasos, iar autoritățile medicale au recomandat purtarea măștii sanitare de protecție în toate locurile aglomerate. Grecia este printre țările cu cea mai rapidă creștere a numărului de cazuri de COVID-19 după ce a ridicat toate restricțiile la începutul verii, iar turiștii depistați cu boală nu mai sunt obligați să se izoleze. În Tasos, 90% dintre locurile de cazare sunt ocupate în această perioadă și majoritatea turiștilor sunt români. Cu peste 300.000 de cazuri de coronavirus în ultima lună, Grecia este a patra țară din Europa în clasamentul celor cu o creștere rapidă a numărului de îmbolnăviri, după San Marino, Franța și Cipru. În insula Tasos, autoritățile au recomandat purtarea măștii în toate locurile aglomerate. Se speculează că va veni un nou val COVID. Noi nu am fost informați momentan despre purtarea măștii, cu toate că suntem vaccinați, ne luăm măsurile de precauție. La ultima raportare, autoritățile elene au numărat peste 13.000 de noi îmbolnăviri la fiecare milion de oameni. Cele mai multe cazuri sunt identificate în regiunile turistice. De la începutul verii la intrarea în Grecia, nu se mai solicită certificat de vaccinare sau de recuperare după COVID-19 și niciun rezultat negativ la un test PCR sau rapid. Iar săptămâna trecută, oficialii guvernamentali greci au anunțat că regula care impune celor infectați cu coronavirus să se izoleze 5 zile nu se aplică turiștilor. Din hoteluri au fost eliminate camerele de carantină. Turiștii depistați cu COVID-19 pot de asemenea merge cu transportul public, dacă poartă o mască de tip FFP2. Nu am văzut să poarte nimeni mască. În schimb, la taverne există la intrare dezinfectant, dar cam atât. Cu mănuși am observat, dar mască nu poartă. Peste tot e buluc de oameni, la plajă la fel, șezlong lângă șezlong sau prosop lângă prosop. Nu am văzut pe cineva să-și ia neapărat măsuri de precauție specifice împotriva COVID. Înmulțirea cazurilor de coronavirus în Grecia a fost influențată și de numărul mare de turiști. Mykonos și Rodos au înregistrat o creștere cu 29% a vizitatorilor față de 2019. Insula Tasos este ocupată într-un procent de 90%. Majoritatea turiștilor sunt români. Tocmai ne întoarcem dintr-un concediu foarte frumos din Tasos. Vreau să spun că totul este minunat. Am petrecut o săptămână extraordinară. Nimeni nu poartă mască, totul este ok, stațiunea este plină de români. Noi ținem întotdeauna legătura cu partenerii locali de acolo din insulă. În cazul în care apare o nouă veste, o nouă informație, că se poate schimba ceva, automat informăm turiștii. În Grecia, varianta dominantă de coronavirus este Omicron. Sunt afectate în principal persoanele tinere. Se înregistrează tot mai multe cazuri de COVID în întreaga țară. Peste 25.000 au fost confirmate doar în ultima săptămână și am ajuns la un grad de infectare de 18%, cu 4% mai mult decât intervalul precedent. Medicii atrag atenția că am putea vorbi de un val al copiilor. 2.132 de persoane confirmate cu SARS-CoV-2 sunt internate în acest moment în spitalele din toată țara. 388 dintre acestea sunt copii. Comparativ cu săptămâna precedentă, sunt cu 113 mai mulți. Principalul simptom pe care l-au este febra, 38-39 de grade, care este greu de manageriat de către o mamă de multe ori neexperimentată sau speriată și atunci acești copii riscă să se deshidrateze foarte repede. Asta este motivul pentru care necesită internare. Din datele preliminare pe care le avem acum, acest val al șaselea, cred că îl putem boteza valul bebelușilor. Este o creștere mult mai rapidă a internelor în rândul minorilor, a copiilor. Versiunea BA5, așa cum arăta și studiile teoretice, afectează în mod disproporționat copiii în raport cu adulții. Dacă la începutul lunii iulie, pentru tulpinile îngrijorătoare, analizele de laborator indicau prezența variantei BA5 în 2% din cazurile secvențiate, săptămâna trecută procentul a ajuns la 4,4, iar specialiștii se așteaptă să crească, și asta pentru că vorbim de o variantă Omicron mult mai contagioasă. Vestea bună din datele de până acum este că, deși are mai multe mutații, varianta BA5 nu ar provoca forme grave de boală. Regulile de protecție și distanțarea pot limita răspândirea virusului. Este foarte important să luăm în seamă orice simptom care poate să sugereze o infecție SARS-CoV-2, să mergem la o locație de testare, iar după aceea să ne adresăm centrelor de evaluare.
Vaccinarea împotriva coronavirusului se poate face doar la medicii de familie. La două săptămâni de când o româncă și australiancă au fost ucise de un rechin în Marea Roșie, temerile nu s-au potolit. Biologii marini și scafandrii spun însă că nu trebuie să ne stricăm planurile de vacanță în locurile exotice la care am visat un an. Există reguli care îi pot feri de neplăceri pe curajoșii care fac scufundări în mările și oceanele lumii. Marea Roșie are câteva sute de specii de animale marine, dar și o floră impresionantă. Tot aici trăiesc aproape 40 de specii de rechini, de diferite forme și culori. Printre ei, cei mai de temut sunt rechinii Mako. Un asemenea exemplar a provocat tragedia de acum două săptămâni, din stațiunea Salhașiș, în care a murit și o turistă din România. Aceeași specie a dat fiori în acest weekend pe plajele din Barcelona. Apariția celui mai rapid rechin din lume, una extrem de rară în această zonă a Mediteranei, a dus la închiderea mai multor plaje. De altfel, în Mediterană apare sporadic și marele rechin alb. Aceste imagini, filmate în urmă cu mai bine de 20 de ani, surprind un exemplar mușcând din peștele capturat de pescari, în largul coastelor Italiei, la Rimini. Dar aceste întâlniri sunt extrem de rare și de regulă au loc în larg. Totuși, aceste specii atacă omul și pot fi agresive, însă totul depinde foarte mult de circumstanțe. Niciun rechin nu ne consideră hrana lui naturală, dar instinctele de prădător pot fi stimulate de resturi de sânge sau animale moarte în apropierea scufundătorului sau de greșeli făcute de acesta. Trebuie să tot timpul să ai contact vizual, tot timpul când înotăm, să ne uităm în jos. Înotăm. În notul acela cu capul afară e nesigur. Nu știi ce e sub tine. Dacă ești într-o zonă cu rechini, este bine să ai un instrument la tine, ceva cu care să ne îndepărtezi. Când înotăm, trebuie să nu fim singuri. În al doilea rând, trebuie să punem niște ochelari cu care să vedem în apă. Rechinii au un miros extrem de dezvoltat, așa că experții în viața marină ne sfătuiesc să nu intrăm în apă dacă avem o zgârietură, oricât de mică, pe corp. Bijuteriile și culorile stridente le atrag de asemenea atenția. În plus, pescărușii care prind pești pot fi un indiciu că în zonă se află rechini în căutare de hrană. Sunt animale care atacă dacă le provoci, dacă le enervezi. Avem grijă să nu atingem. Asta este regula de aur. Nu atingem animale, nu atingem pești, pentru că ei nu știu intenția noastră. Și atunci îi putem provoca. Mâinile le ținem ori pe lângă corp, ori le ținem în față, dar nu dăm din mâini. Nu luăm nimic decât poze și nu lăsăm nimic decât bule de aer. Deci nu atingem absolut nimic. Alte zone frecventate de turiști, printre care și mulți români, sunt arhipelagul Maldivelor, Marea Caraibilor sau Thailanda. În aceste mări trăiesc rechini, iar unii dintre ei sunt periculoși și atacă omul. Dacă faceți scufundări aici, apelați la servicii specializate și nu mergeți niciodată singuri. De asemenea, este util să vorbiți și cu pescarii localnici și să-i întrebați dacă în perioada respectivă au văzut rechini aproape de țărm. În timp ce suprafețele cu pepeni s-au înjumătățit în ultimii ani, soiurile s-au diversificat. În magazine și piețe au apărut și variante românești de pepeni fără sâmburi, cum miez galben cu coajă neagră sau pepeni pentru diabetici. Fermierii care au mizat pe astfel de culturi spun că sunt mai profitabile decât cele clasice. Este foarte compact. Vedeți cât este de greu? El arată ca un pepene de 5-6 kg, dar în realitate, dacă am avea un cântar, am vedea că are mai mult de 8-9 kg. A crăpat. Vedeți ce sunet? Pepenele Lusitana este unul dintre soiurile noi care au apărut și în magazinele românești. Pentru că are miezul dens, deci este mai greu decât arată, ocupă mai puțin loc în frigider și ne satură mai repede. Acest fermier din Olt îl cultivă de 2 ani, alături de alte soiuri noi. Avem în mână un pepene verde cu miez galben. Origine Coreea de Sud. Fructul acestui pepene se poate consuma chiar și de cei cu diabet. O altă specialitate, care din punctul meu de vedere este viitorul, este cerut din ce în ce mai mult. Semințele nu ajung la maturitate și se pot consuma fără probleme. Fermierii care cultivă aceste soiuri spun că sunt profitabile. Investițiile sunt mai mari, dar la fel este și prețul de vânzare. De la folii până la sistem de irigare, prin picătură, este foarte costisitor. Undeva la 3.000 și ceva de lei pe hectar. Soiurile noi vin atât din Europa, cât și din Asia. Pentru că avem climă și soluri diferite, resadurile trebuie adaptate la condițiile de la noi. De asta se ocupă laboratoarele de cercetare. Fermierii primesc rețeta, după care pot cultiva și îngriji plantele fără niciun compromis.
Vom optimiza frecvența, cantitatea de apă, dar pe de altă parte și nutriția, care e deosebit de importantă. Producția de pepene verde românesc a scăzut simțitor în ultimii ani. Soiul galben, în schimb, are tot mai mult succes. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, dacă în 2019 am cules de pe câmpuri în jur de 56.000 de tone, anul trecut producția a ajuns la 82.000 de tone. În același timp însă, în 2021, România a importat 63.000 de tone de pepeni, aproape dublu față de acum 3 ani. Produsele alimentare pe bază de plante sunt tot mai prezente în industria alimentară. De curând, Comisia Europeană a aprobat un nou aliment, proteina din fasolea mung. Și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor a decis că acest produs este sigur pentru consum, dar nu ar trebui să fie singura proteină din dietă. Ingredientul este folosit ca înlocuitor pentru ouă sau carne. Fasolea mung este unul dintre cele mai hrănitoare alimente din familia leguminoaselor, spun experții. Deși soiul este cultivat în special în țările asiatice și este specific bucătăriei de acolo, a început să fie folosit și la noi. Ovidiu este bucătar și folosește fasolea mung în diferite preparate. Se poate folosi în preparate precum salatele sau în tocănițe. Mie, de exemplu, îmi place foarte mult să folosesc cu laptele de cocos. În România găsim fasole mung vrac sau la conservă, iar în magazinele de specialitate există tăieței, paste sau germeni. Prețurile sunt însă mai mari. Acest pachet de paste costă 21 de lei. La noi se găsește sub formă de boabe uscate, poate fi găsită sub formă de muguri, de germeni, care pot fi folosiți în salate sau la preparatele asiatice. Recent, Comisia Europeană a aprobat utilizarea proteinei din fasolea mung. Fasolea este procesată într-o pudră, iar în compoziție sunt folosiți anumiți acizi pentru a separa proteina, din care este realizat produsul. Ingredientul cheie poate fi folosit ca înlocuitor al produselor standard, cum ar fi carnea, peștele sau ouăle. Produsele care au la bază proteina obținută din acest tip de fasole sunt vândute doar în America și în unele părți din Asia. Aprobarea Comisiei Europene le va permite producătorilor de alimente alternative să intre și pe piețele statelor membre. Potrivit normelor europene, alimentele se pot vinde doar în urma unor teste și avize pentru siguranța alimentară. Piața produselor vegane a crescut enorm în pandemie. Magazinele de profil au avut vânzări și cu 50% mai mari. În acest laborator se produc lapte și iaurturi vegetale pe bază de caju, apă și probiotice. Laptele este pasteurizat, cu 12% concentrație de nuci. Astăzi avem 32 de litri de lapte, facem la 64-65 de sticle. Avem o creștere cam de 20%. Oamenii vor și caută produse sănătoase. Medicii nutriționiști susțin însă că majoritatea proteinelor vegetale sunt incomplete. Nu au unul sau mai mulți aminoacizi necesari organismului. Multe au toți aminoacizii, însă unii sunt în cantități mai reduse. Și atunci e bine să existe echilibru. Cele mai multe produse vegane din magazinele de profil sunt importate din Germania și Marea Britanie. Regiuni întinse din vestul Europei au fost în alertă de căldură extremă. Serviciul meteo francez a avertizat asupra căldurii apocaliptice în 15 departamente. În Marea Britanie, unde a fost emis pentru prima dată în istorie cod roșu, autoritățile au avertizat asupra riscului mortal al caniculei. Mai multe focare s-au aprins din nou azi noapte în regiunea Gironde, din sud-vestul Franței, în apropiere de Bordeaux. 1700 de pompieri și 9 așa numite bombardiere cu apă luptă cu flăcările dezlănțuite, care în aproape o săptămână au pârjolit deja peste 14.000 de hectare de teren, mai ales pădure de pin. Doar de aseară și până în această dimineață la ora 8, spun autoritățile, suprafața de teren arsă a sporit cu 1.000 de hectare. Peste 16.000 de oameni au fost evacuați din calea focului. Ca și alte 14 departamente din sud și vest, Gironde a fost astăzi sub cod roșu de caniculă, cu maxime așteptate de peste 42 de grade Celsius. Între timp, autoritățile din Spania au raportat în jur de 20 de incendii majore, active în diferite părți ale țării, din Galicia în sud și până în nord-vest. Undeva în provincia Zamora, un tren de pasageri s-a oprit pentru scurt timp, după ce a ajuns într-un loc unde flăcările ardeau de o parte și de alta a căii ferate. Trenul a pornit însă după câteva minute, traversând fără probleme zona cu foc. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. În Spania, flăcările au mistuit în total, în ultimele zile, peste 5.000 de hectare de teren.
sunt și două victime, cel puțin, inclusiv un pompier care a murit aseară pe frontul focului. Nu doar incendiile, ci și valul de caniculă ucide. Peste 1000 de decese au fost asociate cu căldura extremă în Portugalia și Spania în ultimele zile. În Marea Britanie, serviciul meteo a emis pentru prima dată acolo un cod roșu de căldură extremă, avertizând că există riscul de pierderi de vieți omenești. Au fost peste 40 de grade Celsius în sudul Angliei. Multe școli vor rămâne închise în această săptămână. Călătoriți numai dacă este absolut necesar, a transmis compania Network Rail. Oricum, multe curse pentru navetiști au fost anulate și au fost limitări de viteză pe calea ferată. Gigantul rusesc Gazprom a anunțat un mare client european că nu-i va mai livra gaze, invocând o situație de forță majoră. Asta potrivit unei scrisori oficiale a companiei datată 14 iulie. În scrisoarea care a fost văzută de agenția de presă Reuters, se arată că Gazprom nu și-a putut îndeplini obligațiile de furnizare din cauza unor circumstanțe extraordinare ce nu se află sub controlul gigantului energetic. Cel mai probabil este o referire la gazoductul Nord Stream 1, o rută majoră de aprovizionare a Germaniei și nu numai. Gazprom a invocat și probleme în legătură cu o turbină necesară pentru funcționarea gazoductului. Însă Canada a trimis cu un avion în Germania turbina după finalizarea lucrărilor de reparații, iar echipamentul trebuie să ajungă în Rusia într-o săptămână. Până atunci ar urma să se încheie lucrările anuale de întreținere la Nord Stream 1. Numai că Germania și alte țări europene se tem că după revizie rușii nu vor mai relua furnizarea de gaze. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a suspendat din funcții pe șeful Serviciului de Securitate, care este prietenul lui din copilărie, precum și pe procurorul general, acuzând numeroase cazuri de trădare în subordinea lor. Zelensky susține că zeci de foști angajați ai celor două instituții de forță acționează acum împotriva Ucrainei în teritoriile ocupate de ruși. Potrivit Kievului, Rusia pare să se regrupeze în vederea unei ofensive în direcția Sloviansk, un oraș important din regiunea Donetsk, care se află încă sub controlul apărătorilor ucraineni. Obuzele și rachetele rușilor cad fără încetare în localitățile de pe linia frontului din est. O tânără care stătea pe bancă în curtea casei a fost pulberată într-o explozie la Pokrovsk. Cel puțin 3 oameni au murit după un bombardament rusesc în partea de nord-est, într-un oraș din regiunea Harkov. Între timp, ucrainenii reușesc unele acțiuni de contraofensivă în partea de sud, în special în apropiere de regiunile Nikolaev și Herson. Zbrojni sile Ucrainei posilile tisk na Orkiv, tomu vone stale duže agresivni. Тобто сьогодні людей просто перехожих можна зупинити, перевіряє там речі, телефони, чоловіки заставляють роздягатися, перевіряють татуювання. Тобто якщо там щось бачить підозріла людина, просто може. Ukrainian forces now claim that Russian troops are hiding themselves amongst the civilian population in Kherson to avoid being hit by Ukrainian strikes. Of course, the Ukrainians are keen to utilize their newfound artillery firepower supplied by the West by striking at Russian supply lines deep into Russian-held territory. Un tun trofeu capturat de la ruși lovește acum pozițiile forțelor de ocupație. Ne descurcăm cu ce avem, spun artileriștii ucraineni din zona Nikolaev și țin să le amintească invadatorilor cu argumente de calibru mare că n-au ce căuta pe pământ ucrainean. Наші артилеристи насипають окупантам їхню смерть, яка прилетить до них згори. Гармата! Тепер головна задача якомога швидше зібратися, аби не нарватися на вогонь у відповідь. Якщо ми тікаємо, то ми їздимо від 6 до 8 передач, на максимальних скоростях ми їздимо. Саму максимальну швидкість я розвивав на полі десь 100-110 кілометрів. Obuziere la autopropulsate și lansatoarele de rachete multiple HIMARS sunt armele de temut ale ucrainenilor și ministrul rus al forțelor armatei, Sergei Shoigu, care a inspectat trupele sale de pe frontul din Ucraina, a dat ordin pentru distrugerea cu prioritate a acestor tipuri de armament primite de armata ucraineană din Occident. În aceste imagini postate chiar de ucraineni se vede cum un tun howitzer calibru 155 mm a fost lovit într-un contrabombardament al rușilor.
În schimb, aici vedem cum lansatoarele de rachete antitank fac pagube. Turela tancului rusesc scos din luptă sare în țăndări. Pe de altă parte, președintele Zelenski a suspendat din funcții pe șeful Agenției de Securitate a Ucrainei, Ivan Bakanov, precum și pe procurorul general Irina Venediktova, invocând numeroase cazuri de trădare în teritoriile ocupate de ruși. Stanul la сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження. Відповідним особам повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та Служби безпеки України. Ivan Bakanov, prieten din copilărie cu președintele Zelenski, a condus Serviciul Ucrainean de Securitate din 2019, iar Irina Venediktova a fost procuror general din 2020 și a devenit o figură extrem de cunoscută în ultimele luni după ce au început investigațiile atrocităților comise de ruși în Ucraina. Îndepărtarea șefului SBU a fost anunțată la scurt timp după arestarea unui șef SBU regional, Oleg Kulinich, care era responsabil pentru regiunea Crimeea anexată de ruși în 2014. Acesta fusese demis din luna martie. Acum este bănuit de trădare, fiind acuzat că le-ar fi dat ocupanților o serie de documente secrete.